Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din semnele Gemeni, Balanță și Vărsător, semnele de aer, ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Aceste mesaje sunt valabile în momentul în care vizionați videoclipul. Și începem cu nativii din zodia Gemeni. Primul mesaj: hai să ne facem planul de viitor. Wow, super! Mă simt nesigur. Te descurci mai bine fără mine. Se simte nesigur pentru că vede că sunteți foarte independenți și vă descurcați foarte bine și fără această persoană. Sunt mai potrivit pentru tine decât celălalt. Nu mă satur de tine. Wow, e foarte atrasă persoana dragă de noastră. Și își dorește să vă recucerească. Haideți să vedem și un mesaj de la Arhanghel pentru nativii din zodia Gemeni. Și avem Arhanghelul Jofiel. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o înaltă putere de transfigurare a tot ceea ce te înconjoară și meriți să experimentezi starea de iluminare prin intermediul frumuseții dumnezeiești. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos! Deci stați liniștiți pentru că iată cum vă transmite și Arhanghelul Jofiel. Sunteți binecuvântați, inspirați și ghidați de alaiul său ceresc. Haideți să trecem mai departe la nativii din zodia Balanță, să vedem ce dorește să vă transmită persoana dragă. Primul mesaj: nu cred că mai putem repara ceva. Sunt îndrăgostit de tine. Deci trebuie să luptați și dumneavoastră alături de persoana dragă dacă doriți să îndreptați lucrurile. Îmi pare rău că te-am mințit. Dacă te urmez, aș putea să pierd totul. Tu și cu mine împotriva tuturor. Persoana dragă, după cum spuneam, este dispusă să lupte alături de dumneavoastră pentru a reface relația, dar depinde dacă vă mai doriți și noastră acest lucru. Haideți să vedem un mesaj de la Arhanghel pentru nativii din zodia Balanță. Îl voi lua pe acesta care a căzut. Și avem armonia dumnezească și echilibrul lăuntric, darul Arhanghelului Rafael. Te ajut să-ți redobândești și apoi să-ți păstrezi armonia și echilibrul lăuntric. Te inspir să-ți folosești în mod înțelept și chibzuit resursele interioare. Foarte frumos, iată. Se pare că în curând veți găsi o persoană alături de care vă veți recăpăta liniștea și echilibrul. Iată, în fundal se vede și curcubeul. Și niște delfini, simbolul prieteniei și un porumbel alb, simbolul păcii. Deci veți avea o relație foarte frumoasă alături de o persoană care vă iubește, iată, după cum vă spunea și aici, este îndrăgostită de dumneavoastră. Haideți să trecem la nativii din zodia Vărsător, să vedem ce dorește persoana dragă să vă transmită. Primul mesaj: încerc să mă schimb. Dacă va greși cu ceva, încearcă să fie mai sinceră această persoană. Nu voi pune pe nimeni mai presus de tine. Cât de mult însemn eu pentru tine? Încă o mai iubesc pe fosta. Se pare că deja e un pic nesinceră persoana dragă. Mai întâi spune că încearcă să se schimbe și că
nu vă pune pe nimeni mai presus de noastră și după aia vă spune că o iubește pe fosta. Deci, na, e posibil ca dumneavoastră să vă fi îndepărtat de această persoană dragă. Te iubesc foarte mult. Deci se pare că ține și la dumneavoastră și la persoana cu care a avut o relație în trecut. Încă mai se mai întâlnește cu dânsa din când în când, pentru că încă îi mai este dor de această persoană. Depinde de dumneavoastră dacă acceptați această situație. Haideți să vedem și un mesaj de la Arhanghel pentru nativii din Zodia Vărsător. Darul Arhanghelului Sandalfon, mesagerul rugăciunilor ce sunt adresate lui Dumnezeu. Îi prezint lui Dumnezeu toate rugăciunile tale sincere, pline de iubire și de credință, pentru ca aspirațiile tale ardente, frenetice, benefic orientate, să își găsească răspunsul în conformitate cu voința sa. Foarte frumos, deci iată, exprimați-vă dorințele, nu renunțați la aspirațiile dumneavoastră și în curând o dorință se va îndeplini având sprijinul divinității. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor și vă doresc o zi minunată în continuare. La revedere!